Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. A venit frigul, am pus pe noi haine mai groase și parcă toți gribuliți suntem uneori. Acum este momentul când puteți surprinde un număr mai mare de păsări care stau într-un picior. V-ați întrebat vreodată de ce adoptă zburătoarele o astfel de poziție? Chiar și oamenii de știință au fost intrigați de acest aspect și s-au pus pe cercetat. Au găsit și un răspuns. Stând într-un picior, păsările își reglează temperatura corpului. Astfel se produce un echilibru termic între piciorul care rămâne pe sol și cel care este adăpostit în penaj. Practic, o pasăre cu piciorul lipit de corp reduce până la jumătate din cantitatea de căldură pierdută prin membrele neacoperite cu pene. În general, lucrul acesta îl fac păsările cu picioare mai lungi, dar nu numai ele. Cele mici se descurcă cum pot. Vrăbile, de pildă, pot fi observate în sezonul rece cum își zgribulesc penele, astfel încât să-și acopere cu ele picioarele. Aerul dintre pene și corp se încălzește și formează un strat natural de izolație. Și pentru căldură suplimentară, își bagă ciocul sub penele de pe umeri, nu sub aripă, cum poate pot să creadă foarte mulți dintre noi. Așa ele inspiră aer cald și se creează un confort termic. După ce am tremurat și noi în ultimul timp, iată că vremea începe timid să se îmbunătățească, astfel încât în doar câteva zile ajungem din nou la temperaturi generoase. Iată câteva valori termice și fenomene din principalele orașe. În Brașov vor fi 18 grade, în Cluj 16, Constanța 18, în Craiova 16 grade, la fel și în Iași, dar sunt așteptate și ploi, la fel și în Sibiu, doar că aici temperatura ceva mai ridicată, 18 grade, iar în Timișoara 17-18 grade. La nivelul întregii țări, situația este următoarea. Iată, la noapte, cerul va fi mai mult noros în regiunile vestice, nordice și centrale și va prezenta înorări temporare în restul teritoriului. Va ploua în Crișana, Maramureș, local în Transilvania, Moldova și izolat în rest, iar crestele montane vor mai fi posibile precipitații mixte. În Alexandria 4 grade, în Iași 7, 4 grade și în Brașov, în Sibiu 6, în Cluj 7, iar în Oradea, Arad, Timișoara 10 grade. Mâine vremea va deveni caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și aproape 20 de grade. În vestul, nordul și centrul țării cerul va fi mai mult noros și temporar va ploa. Dimineața pe suprafețe mici va fi ceață, în special în regiunile sudice. În Iași 16 grade, în Pitești 18, la fel și în Brașov și Sibiu, în Cluj 16 grade, 18 în Satu Mare, la fel în Oradea, iar în Arad și Timișoara 17 grade. În București, vremea va deveni caldă pentru această perioadă, cu o maximă termică de 17-18 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 3-4 grade. Iată că temperatura în București o să crească în zilele următoare, de poimâine chiar la 22 de grade. La munte, vremea va continua să se încălzească și va deveni caldă. Cerul va fi mai mult noros și va ploa slab în Carpații Occidentali și pe arii restrânse, în vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. Vântul va avea unele intensificări cu viteze mai mari pe creste. Stăm de vorbă acum cu meteorologul Mihai Huștiu. Încercăm să aflăm cum arată vremea pe luna noiembrie, care, iată, se păstrează cel puțin pentru început destul de caldă. Bine ai revenit, Mihai! Bine te-am regăsit, Andrei. Da, după ce am avut o perioadă rece, intrăm acum într-un proces de încălzire a vremii. Practic, săptămâna viitoare vom ajunge la o vreme deosebit de caldă, temperaturi care se vor situa în medie, iată, cu 6-7 grade peste normalul perioadei. Normal ar trebui să avem temperaturi cam între 5 și cel mult 13 grade. Noi vom vedea temperaturile în anumite zone vor depăși și 20 de grade, iar cele minime nu vor mai coborâ sub limita de îngheț. Vor fi și precipitații, dar mai ales pe partea de vest, nord-vest a țării, acolo ploile vor fi mai însemnate cantitativ. Se păstrează această vreme caldă, nu atât de caldă ca în următoarea săptămână. În continuare, abateri pozitive ale temperaturii, aproape 3 grade, cel puțin de partea vestică, nord-vestică a țării. Mai departe, în perioada 18-25 noiembrie, se păstrează acest trend cu vremea mai caldă față de normalul perioadei. Fără precipitații semnificative. Precipitațiile de această dată s-ar putea să fie concentrate pe partea de sud și de est. S-ar putea ca activitatea ciclonică din Mediterana să fie mai importantă și să avem un plus de precipitații, iată nuanțele acestea de verde, pe regiuni extracarpatice ale țării, respectiv Moldova, Dobrogea și Oltenia. În rest să fie precipitații în limite normale și temperatura, așa cum se poate observa, în continuare peste normal.
Și la fel și în ultima săptămână din noiembrie, perioada 25 noiembrie până pe 2 decembrie, temperaturi care se vor situa în continuare peste media săptămânii, cu aproape 2 grade pe partea sudică, sud-estică a țării, așa cum arată estimarea în momentul de față, și cu precipitații din nou mai multe peste normalul perioade pe partea sudică și de est a țării, în vreme ce în rest să fie precipitații în limite normal. Desigur, statistic climatologic, după 15-20 noiembrie ne putem aștepta și la fenomene specifice iernii. Adică aceste precipitații să se transforme în lapoviță și pe nord, pe centru, să avem și precipitații mixte sau chiar nisoare, dar estimările arată că temperaturile se vor situa peste normalul perioadei. Cel puțin cu datele de acum este puțin probabil să vină iarna atât de repede la noi în țară. Mulțumesc, Mihai, pentru toate aceste informații. Te aștept și săptămâna viitoare. Cu multă plăcere. Să vedem acum detalii pentru vremea în Europa în următoarele zile, când, iată, în peninsula iberică, mai exact în Madrid, vor fi în jur de 16 grade, cu un cer acoperit de nori și e posibil să și plouă. În Lisabona ceva mai cald, dar tot un cer acoperit, cu 19 grade. În Barcelona apare soarele și vor fi în jur de 14 grade. În Londra un cer închis cu 12 grade în termometre, iar în Amsterdam nu vor fi mai mult de 11 grade și sunt așteptate ploi slabe. Mergem în Roma, acolo unde vor fi 20 de grade în termometre, dar sunt așteptate averse și descărcări electrice, la fel și în Milano, unde vor fi în jur de 16 grade. În Atena, o vreme frumoasă, cu 21 de grade în termometre. Mergem mai departe în Oslo, unde, iată, chiar dacă temperatura e destul de scăzută, vor fi 2 grade. Un cer acoperit de nori, nu sunt așteptate precipitații. În Berlin, 13 grade, cer închis și ploi slabe. La fel și în Moscova, doar că aici vor fi în jur de 4 grade. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Mâine la 18:50 vă aștept cu date noi despre vreme și, bineînțeles, vom sta de vorbă și cu Mariana Cojocaru pentru a afla ce surprize ne rezervă astrele. Nu uitați că de luni, 4 noiembrie, ne puteți urmări la ora 19:35, imediat după telejurnalul de pe TVR2. Așadar, urmează în câteva minute telejurnalul orei 19, o seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.